Bună! Bine ați revenit pe canalul meu! Recunosc că astăzi nu eram pregătită să filmez, dar, deși sunt pe fugă acum și trebuie să mă grăbesc cu filmatul, căci trebuie să plec în jumătate de oră de acasă, dar am realizat că suntem deja în luna septembrie și am câteva favorite pentru luna august, destul de multe pentru a face un videoclip. Știți că luna trecută, dacă mă urmăriți și pe blog, favoritele au fost postate pe blog, pentru că nu am avut foarte multe. Dar pentru august am avut suficiente cât să fac un videoclip. Și așa că, dacă tot a început luna septembrie, am zis că hai să filmez astăzi. Recunosc că am mai multe chestii de beauty, îngrijire, chiar nu am cărți pentru luna asta și nici seriale. Am fost o puturoasă și nu prea am citit în luna august. Ba, mai deloc. Iar seriale, am terminat House of Cards și ne-am reapucat de sezonul 7, cred, la Game of Thrones. Dar abia am văzut primul episod și nu pot să zic că este favorită. A fost primul episod nu m-a dat pe spate. Așa că nu am nimic cultural, nimic foarte interesant, dar sper ca pe luna septembrie să am ceva interesant și din acele categorii. Dar nu cred că vă deranjează că am mai multe de beauty și îngrijire. Așa că zic să încep cu partea de machiaj. Am un fard de la Kiko în nuanța 139, așa arată. Sinceră să fiu, nu știu dacă ei mai comercializează aceste farduri. Știu, din câte am văzut eu în magazine, au scos gama asta și au revenit cu... au lăsat doar gama mai... profi, să zic așa, ceva de genul ăsta, nu știu sigur, dar oricum, nuanța este 139, vă și arăt. Îmi place foarte mult. Îl port și acum, nu știu dacă se vede pentru că am și ochelarii. În principiu, el este un fard, să zic, piersiciu, șampanie, așa, sidefat. Sunt 1730.000 de catralioane de farduri de... acest fel, la o grămadă de firme. Asta, bine, recunosc că este puțin cam piersiciu pentru mine, adică se vede puțin pe pleoapă, cam piersiciu. Îi fac și un swatch. Așa. Cam așa arată el. Mie mi se pare foarte drăguț. Iar pentru că luna august am fost destul de aglomerată și nu prea am avut așa timp dimineața să stau, să mă machiez, să mă bibilez, să bla bla bla, am folosit fardul ăsta, mi-am dat repede pe pleoapă și gata, n-am mai avut nicio problemă. Îmi place foarte mult și da, nu știu dacă o să vi-l recomand neapărat pe ăsta, pentru că el este ok, este destul de pigmentat, este sidefat, puțin sclipicios, dar nu într-atât de mult încât să curgă pe sub ochi. Da, nu știu, orice fard de genul ăsta cred că aș recomanda să aveți în colecția voastră, mi se pare foarte mișto. E adevărat că accentuează puțin ridurile și dacă aveți pleoapele lăsate, eu le-am puțin, dar încă pot să-l port și arată foarte ok și da, așa o senzație că ești odihnită, ești mai tânără, mai bat câmpii. Ideea e că l-am purtat aproape zilnic în luna august și puțin și în luna iulie, dar nu suficient încât să-l fi inclus atunci în favoritele lunii și cred că îl voi purta și în luna septembrie foarte, foarte mult. Tot în partea de machiaj, dar bine, mai mult la îndepărtarea machiajului, am redescoperit o veche favorită. Am comandat pe Notino gelul de curățare de la Bourjois. Acesta este. În România, din câte știu, se găsește. Aici nu l-am găsit pe nicăieri. Dar l-am comandat, cum am spus, de pe Notino. El este un gel... spumă pentru piele uscată și sensibilă. E adevărat că are puțin parfum, dar nu știu, probabil pentru că l-am folosit când eram mai mică, cred că a fost cam primul gel de curățare pentru ten pe care l-am folosit eu vreodată și mi-amintește de perioada aceea și îmi place foarte mult parfumul lui, cred că de asta nu mă deranjează. În mod normal nu prea-mi plac produsele pentru ten parfumate, dar pentru asta fac o excepție și eu îl folosesc ca al doilea pas pentru curățarea tenului. Mai întâi folosesc uleiul de machian de la The Body Shop, da? Sau apa micelară de la Garnier, după care revin cu acest gel spumă de la Bourjois și nu mai am niciun pic de machiaj pe față.
El vine în varianta de 150 de ml. Cred că există și variantă pentru ten gras sau mix, ceva de genul ăsta, nu știu sigur. Dar eu am folosit numai varianta pentru ten sensibil și îmi place foarte, foarte, foarte mult. L-am prins la un preț de vreo 3 lire și un pic, nu mai știu exact, pe Notino. Știu că în țară nu dădeam foarte mult pe el oricum. Așa că dacă sunteți curioase și aveți ten sensibil, îl recomand. Pentru că, deși are parfum, nu mi-a provocat niciodată iritații sau neplăceri, nici în jurul ochilor, nimic. Chiar e super, super bun pentru un preț foarte mic. Să trecem acum la partea de duș, îngrijire. Mai întâi am descoperit un gel de duș pe care, culmea, îl știam de foarte mult timp și îl mai mirosesem, dar nu mă dădea pe spate. Dar când am fost în Londra cu Maria și cu Cristina, aveau ei ofertă de 3 la 2 pentru toate produsele lor mini. Așa că mi-am luat 3 arome pe care nu eram sigură dacă o să-mi placă sau nu. Și mi-am dat seama că ăsta chiar îmi place foarte mult. Este vorba de gelul de duș de la The Body Shop. Nu știu dacă am menționat de Body Shop. Dar ideea e că de la The Body Shop. În aroma Moringa. Nu pare că am folosit foarte, foarte mult. Dar surprinzător să știți că nu trebuie foarte multă cantitate pentru a face spumă. Ce îmi place la el, nu știu ce e chestia asta Moringa, cred că e tei, cred. Spre rușinea mea nu m-am interesat. Dar miroase fix ca un ceai de tei. Și mie nu-mi place ceaiul de tei, adică nu-mi place niciun ceai în general. V-am mai spus că nu beau ceai nici dacă, nu știu, dacă sunt pe moarte și am febră și așa și îmi zice cineva beau un ceai că o să te simți bine, poate atunci o să beau, dar în rest nu beau. Însă ceaiul de tei, mirosul de tei, mi-am amintește de copilărie, mi-am amintește de bunici și diminețile în care nu stătea nimeni să facă micuri dejun complicate pentru toți nepoții și așa, nu. Ne dădea la toți gem pe pâine și o cană de ceai în mod special de tei, țin minte, probabil pentru că era cel mai parfumat din toate ceaiurile și mi-am amintește de diminețile acelea, când beam ceai de tei și mâncam gem pe pâine. Îmi place foarte mult, nu știu, sunt persoane care se relaxează atunci când simt mirosul de lavandă. Pentru mine lavanda nu pot să zic că îmi displace, dar nici nu-mi place foarte mult. Dar mirosul de tei mă relaxează complet, iar ăsta l-am folosit în special în zilele foarte stresante, foarte aglomerate, când am avut mult de muncă și simțeam nevoia să mă destind puțin la final de zi. Chiar îl recomand pentru o seară așa mai de relaxare. Am folosit pentru părul meu luna aceasta o mască de păr de la Dove. Ea se numește Nourishing Oil Care Treatment with Nutri Oils. Nu aveam mari așteptări de la ea, să fiu sinceră, deși în general îmi plac produsele de la Dove. Am luat-o pur și simplu pentru că am găsit-o la un preț până în 2 lire, ceva de genul ăsta, și am zis, hai mă să iau să o încerc și pe asta. Dar este foarte bună, adică nu pot să zic că este chiar o mască, e ca un balsam puțin mai gros. Haideți să vi-l arăt. Cam așa arată, da, este mai gros el așa. Îmi place mirosul, l-ador, mirosul produselor, da, l-ador. Nu rezistă prea mult pe păr, dar cât timpul îl suc și așa îl simt puțin. Ideea e că nu am mai încercat de foarte mult timp un balsam de păr, respectiv o mască, care chiar să simt că face ceva cu părul meu. Ăsta, după ce îl folosesc, părul meu parcă se aranjează mai frumos și parcă pare, nu știu cum să zic, mai plin. Pare mai des, așa, nu înțeleg ce-i face, dar el zice că îl hrănește și scapă de efectul acela de păr mătură. Eu am problemă cu chestia asta, părul meu tot timpul, dacă nu pun balsam în el, se ridică așa și stă fix ca o mătură, nu neapărat pentru că este uscat, dar de la umiditatea de aici habar n-am. Ideea e că ăsta chiar îl mai potolește așa puțin și v-am zis, pare părul mai des. Îmi place foarte, foarte, foarte mult și chiar o să mai cumpăr mașina asta la Dove pentru că asta chiar mi-a plăcut. Pentru luna august am avut ca favorită o ojă pe care, deși nu am reaplicat-o la rând consecutiv, m-a impresionat foarte mult formula ei. Și este vorba despre oja de la Maybelline din gama Colorama. Aceasta este, să vă arăt mai întâi. Încerc să-mi dau seama unde scrie nuanța.
Nuanța este 341 Orange Attack. Aceasta este. Este un roșu portocaliu. Bate foarte mult spre portocaliu. Ador nuanța asta pe timp de vară. O port și acum la unghii și vreau să vă arăt că după... Asta este a 8-a zi de purtat. Și fix înainte să filmez, a început să mi se ciobească, nu știu dacă se vede pe degetul acesta. Se vede puțin. Dar ideea e că am purtat-o 8 zile, ceea ce mi se pare wow. Uite că acum mi s-a ciobit și aici mai mult. Fix aici. Fix când vreau să o laud, începe să... Crap. Este impresionant pentru că eu îmi folosesc foarte mult mâinile, atât la muncă cât și acasă, spăl vase, spăl pe ei de fix în fiecare seară după ce venim de afară. În fine, îmi folosesc foarte mult mâinile și nu contează orice ojă, după 2-3 zile maxim începe să cedeze. Bine, mai am o nuanță de la Maybelline din gama lor, nu mai știu cum se numește, altă gamă, în fine, care la fel m-a impresionat. Dar și asta chiar nu mă așteptam pentru că este o ojă destul de ieftină. Iar peste ea e adevărat că folosesc top coat de la Sachevit. Apoi la folosesc la orice ojă, deci nu e vorba de top coat-ul acela, este vorba de formula acestei oje. Eu mai am vreo două nuanțe de la ei, dar nu, acelea parcă nu țin chiar așa de mult ca asta. Deci strict nuanța, strict nuanța 341 Orange Attack. M-a impresionat foarte mult luna asta și v-am spus, nu a fost favorită în sensul că am reaplicat-o de 100 de ori, ci doar pentru că m-a impresionat foarte, foarte mult formula, o recomand. Acum jumătate de an, cam așa, mi-am cumpărat tratamentul ăsta de la Evelyn Cosmetics. Am urmat la început tratamentul fix cum spuneau ei pe cutie, adică timp de o săptămână să aplici în fiecare zi, fără să aplici altă ojă și bla bla bla. Mi s-a părut că mi-a întărit unghiile atunci, dar nu m-am ținut de el. De fiecare dată când aplicam o ojă, mai aplicam tratamentul ăsta, ba un alt, o altă bază pentru ojă. Nici nu v-am arătat baza despre care vorbesc acum. Acesta este tratamentul, respectiv baza pentru ojă pe care o folosesc de la Evelyn. 8 în 1 se numește. Și spuneam că, da, nu mi-a oferit așa rezultate wow, asta pentru că era vina mea. Când îl folțeam pe ăsta, când reveneam la altul și el n-avea cum să-și facă efectul. Dar de vreo două luni, strict numai pe ăsta folosesc. Și pot să spun că nu mi s-au mai exfoliat absolut deloc unghiile și chiar le-am lăsat puțin mai lungi. Acum le-am scurtat pentru că așa mi-a venit mie, dar când le-am avut puțin mai lungi, nu s-a mai exfoliat absolut deloc. Deci am fost wow! Chiar nu mi-a venit să cred. Acum asta să mă gândesc că poate oja asta de la Maybelline a rezistat și pentru că nu mi se mai exfoliază chiar atât de rău unghiile, nu știu ce să zic. S-ar putea. Dar chiar este wow. Chiar îmi place foarte mult și drept dovadă e aproape goală sticluța asta. Iar eu mi-am comandat una nou-nouță pentru că nu mai vreau să mai încerc altă bază. Ce foarte mult și știu o grămadă de fete care folosesc acest tratament și sunt la fel de mulțumite ca și mine. Și cred că ultimul produs favorit pentru luna asta, da, ultimul produs favorit este un parfum. Mă știți, ador parfumurile, cred că un parfum este practic extensia personalității tale. Iar luna asta mi-a plăcut foarte mult parfumul Light Blue de la Dolce & Gabbana. Este imposibil să nu, să nu știți despre acest parfum. Cred că toată planeta l-a avut, l-a simțit pe undeva la un moment dat. Este un parfum fresh, citric de vară. Nu aș putea să port acest parfum în iarna, nu mi-ar plăcea foarte mult. Și deși multă lume... Oh, ce bine miroase! Deși multă lume spune că miroase deja banal, că e ceva de modă veche, că e monoton, deja l-are prea multă lume, surprinzător nu-l simt prea mult pe stradă, nu mai simt. Știu că a fost o perioadă acum vreo 10 ani când efectiv toată lumea l-avea, dar nu, acum nu-l simt la multă lume. Și luna asta, de aproape de fiecare dată când l-am purtat, am fost întrebată ce port. E atât de plăcut, e genul ăla de parfum care miroase a curat, miroase a... Nu știu, îți dă o stare de bine. Miroase a vară, a lămâiți, așa. Îmi place foarte mult și
Deși l-am primit de ziua mea, în luna februarie, abia prin iulie-august am început să-l folosesc și după cum se vede, aproape l-am terminat. Eu am versiunea de 50 de mililitri, pardon. Și am primit-o cadou de la Maria și de la Teo și îmi place foarte, foarte mult. Iar la anul în vară cu siguranță îl voi recumpăra pentru că e un parfum ușor de purtat, un parfum care nu deranjează. Și deși este apă de toaletă, mi se pare că nici nu au apă de parfum pentru versiunea asta, se simte și ține. Îl simt pe piele cam vreo 6 ore așa și în păr pot să mai zic că la sfârșitul zilei mai simt puțin, dar nu la fel de puternic precum a simți un alt parfum. Miroase superb, miroase a vară și vara se termină și parfumul meu se termină. Da, într-un fel mă bucur că se termină pentru că nu-mi place să-l țin peste iarnă acolo și să se pună praful pe el. Acestea au fost favoritele lunii august pentru mine, produsele de care m-am bucurat cel mai mult în această lună și pe care le-am folosit cu mare drag. A venit toamna, mă bucur și nu prea, adică vine perioada așa când purtăm plovere groase și bem ciocolată caldă, aprindem mai multe luminițe, lumânări. Îmi place perioada asta, dar trăind în Anglia mi s-a părut că nu prea am avut așa multă vară și îmi pare rău că vine frigul, dar asta e. Măcar să ne gândim că vine Crăciunul în câteva luni. Vine Crăciunul! Mă bucur de Crăciun ca un copil. Ce să vă spun? Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare și să știți că sunt conștientă că am atins pragul de 1000 de abonați și vă mulțumesc și pentru asta. Promit că o să revin cu o surpriză, stați pe aproape, chiar o să revin cu o surpriză pentru voi. Așa că, da, știu că suntem 1000, peste 1000 și vă mulțumesc tare mult. Iar ca de fiecare dată, știți, nu uitați să aveți grijă de voi și de sufletele voastre. V-am pupat!